past simple, și anume trecutul din limba română, acel perfect compus. Am mers, am alergat, m-am jucat, ai venit, a plecat, am fost. În momentul în care discutăm despre past simple, observăm despre trecut, observăm că verbele sunt de două feluri. Regulate vor avea o regulă fixă și neregulate vor avea o formă specială. În momentul în care verbul este regulat, pentru trecut vom adăuga terminația ed și observăm că forma nu se schimbă de sus până jos. I worked, eu am lucrat, you worked, tu ai lucrat, he worked, el a lucrat. Dacă verbul este neregulat, atunci ziceam că avem o formă specială, care la fel nu se schimbă în funcție de subiect. I went, eu am mers. You went, tu ai mers. He went, el a mers. Forma specială se învață dintr-o listă de verbe neregulate și este, în mod normal, cea de-a doua formă din tabel. Acum, cum știm care verbe sunt regulate și care verbe sunt neregulate? Păi, mai întâi învățăm lista de verbe neregulate, cele care au formă specială, și ce nu se regăsește acolo este regulat, adică va lua terminația de mai devreme. Pare că ne scărpinem așa ușor pe invers și chiar și este, dar în mod normal a existat mai întâi limba vorbită și apoi limba scrisă. Deci în momentul în care englezii și-au făcut regulile, ei știau deja care verbe sunt regulate și care verbe sunt neregulate. Să revenim la formă. Mai întâi, pentru verbele regulate, ziceam că la afirmativ adăugăm ed de sus până jos. Dacă ne uităm la negativ și la interrogativ, forma aceea cu ed, terminația aceea ed, dispare. Și toată ideea de trecut este conținută de cuvântul did. Did, did, did. Deci, I worked, eu am lucrat, I did not work sau I didn't work. Did este un auxiliar, este un cuvințel ajutător care ne ajută să formăm timpul la forma negativă și la întrebări. Deci, pentru verbele regulate, adăugăm ed la forma afirmativă, dar dăm ed-ul la o parte, îl îndepărtăm la forma negativă și în întrebări. Și ca să arătăm sensul de trecut, o să-l punem pe did. Avem și o mică problemă de pronunție. În momentul în care did se întâlnește cu you, se va citi did you sau did you. Pentru verbele neregulate, ziceam că vom avea o formă specială pe care o învățăm din lista de verbe neregulate. Este forma a doua. Go, went, have, had, drink, drank, think, thought, și așa mai departe. Și aici, dacă ne uităm la forma negativă și la întrebări, observăm că forma aceea specială dispare. Toată ideea de trecut este conținută de cuvântul did, iar verbul nostru se întoarce la forma de bază, forma 1, forma de infinitiv. Go, went, have, had, și așa mai departe. You went, you did not go, you didn't go, did you go? Acum, în momentul în care trebuie să răspundem cu da sau nu la întrebări din trecut, did you work yesterday? Este politicos în engleză să reluăm primul cuvânt cu care s-a întrebat. Did you work yesterday? Yes, I did.
No, I didn't. Nu o să răspundem simplu yes sau no, ci o să reluăm primul cuvințel cu care s-a întrebat. Did you work? Yes, I did. No, I didn't. Acum, avem câteva mici probleme în momentul în care adăugăm terminația ed. De cele mai multe ori nu se întâmplă nimic. Dar dacă un verb este mititel-mititel și se termină în consoană, vocală, consoană, atunci vom dubla consoana înainte de terminația ed. Stop, stopped. Plan, planned. Dacă această silabă, consoană, vocală, consoană, nu este accentuată în vorbire, atunci nu dublăm. Adică zicem open, open. Prima parte este accentuată, prima parte este accentuată, open. Dacă ar fi fost a doua parte accentuată, atunci se dubla. Dacă ar fi fost ceva de genul open, open, în cazul ăsta s-ar fi dublat. Dar, pentru că nu avem accentul pe consoană, vocală, consoană, partea finală a cuvântului, atunci nu dublăm. Dacă un verb se termină cu e, vom adăuga doar d-ul. Nu putem să zicem danced. Dance, danced, danced, danced. Apoi, dacă un verb se termină în consoană cu Y, Y-ul se va transforma miraculos în I și adăugăm ed. Try, tried, study, studied. Dacă înainte de Y e vocală, nu se întâmplă nimic. Stay, stayed. Este practic aceeași regulă ca la plural sau la present simple când adăugam S. Această terminație ed are și diverse pronunții. Dacă verbul se termină într-un sunet t sau d, cum avem want, end, atunci terminația ed se va citi id, wanted, ended. Dacă verbul se termină într-un sunet p, f, s, ș, c, c, în cazul acesta, pronunția terminației ed va fi ca un t. Hope, hoped. Wash, washed. Watch, watched. În orice alt caz, vom zice d. Stayed, cried. Avem câteva exerciții acum. Trebuie să punem terminația ed și să facem și modificările în funcție de pronunție sau în funcție de scriere. Apoi vom avea câteva exerciții chiar și după înregistrarea aceasta video, să exersăm forma. Exercițiile pe care le avem aici în PDF sunt diferite de exercițiile pe care le avem în curs după înregistrarea video, așa că putem da puțină pauză acestei înregistrări, facem exercițiile de aici și după aceea putem să le facem și pe cele din cursul online. Deci, avem un exercițiu cu terminația ed, un exercițiu să punem forma afirmativă a verbelor regulate, apoi forma negativă a verbelor regulate, să formăm întrebări, did, subiect și verb, în funcție de răspunsuri, să punem propozițiile cu verbe neregulate la forma negativă și apoi să formăm întrebări. Toate cuvintele pentru întrebare sunt aici, trebuie doar să le punem în ordinea corectă. Ultimul lucru despre care vom discuta este când folosim trecutul. Acum, noi vom da în acest moment niște reguli, însă, în momentul în care vom discuta și celelalte timpuri de trecut, le vom compara pe toate celelalte cu past simple și vom înțelege mai ușor, vom putea aplica mai ușor folosirile. Past simple se folosește
în primul rând pentru acțiuni care au avut loc în trecut și știm când. Se specifică clar când. Și asta este foarte important. Ne ajutăm în acest caz de cuvinte de genul yesterday, last, last week, last month, last weekend, last, trecut, trecută. Ago, 2 hours ago, 3 hours ago, în urmă cu 2 ore, acum 2 ore. Cu ora, în cazul în care știm foarte clar sau mai avem un moment trecut menționat în propoziție, cu anii, când acțiunea clară a avut loc în trecut, putem să mai avem cu date, on the 1st of January 1980, I went on holiday, să zicem, deci on urmat de date, sau când avem perioade foarte clare din trecut. Dacă eu acum sunt adult și zic when I was a child, când eram copil, pădur cu treieram, este foarte clar că acea propoziție este la trecut. Verbul trebuie să-l punem cu ed sau forma a doua, pentru că știm clar când a avut loc acțiunea în trecut, când eram copil. Această propoziție se leagă puțin și de folosirea următoare. Past simple se mai folosește pentru acțiuni care clar au avut loc în trecut, de față de momentul prezentului ne dăm seama că este vorba de un trecut. Și se mai folosește pentru acțiuni care nu se mai pot întâmpla în viitor. S-au întâmplat în trecut, s-au terminat în trecut și nu mai am nicio treabă cu noi, cu prezentul, cu viitorul. Leonardo painted the Mona Lisa. Evident că în trecut este de mult dus. The Vikings invaded Britain. Sau, I saw Michael Jackson live in concert. L-am văzut pe Michael Jackson live în concert. Având în vedere situația în care se regăsește, în viitor nu-l mai pot vedea și nici în prezent live pe Michael Jackson. Deci acțiunea este clar, clar de trecut. Past simple se mai folosește și pentru a exprima o serie de acțiuni din trecut. Acțiuni care vin una după alta. M-am trezit, m-am spălat, m-am îmbrăcat, m-am dus la serviciu. Nu pot să fac acțiunile în altă ordine, nu pot mai întâi să mă îmbrac și după aceea să mă spăl. Nu pot să le fac nici în același timp, nu pot să mă spăl și să mă îmbrac în același timp. Deci este foarte important că ele vin una după alta. Yesterday, I woke up, had a shower, got dressed and went to work. Și acțiunile dintr-o poveste, acțiunile principale dintr-o poveste în trecut sunt cu past simple. Făt frumos a descălecat, a scos paloșul și a tăiat capul zmeului. Ele sunt acțiuni care ne țin așa cu sufletul la gură. The thief came into the house, stole the painting and ran away. Hoțul a intrat în casă, a furat tabloul și a fugit. Este o serie de acțiuni care s-a întâmplat în trecut, o povestire.